Și la Spitalul Roman se va trece la aplicarea Ordonanței 20 a Guvernului, care cuprinde noua grilă de salarizare cu privire la încadrarea personalului medical și nemedical. Iată cuantumul câtova salarii care urmează a fi majorate. La 1 august a intrat în vigoare Ordonanța 20, care prevede o nouă grilă de salarizare în domeniul sanitar. Astfel, am în față care ar fi noua grilă de salarizare despre medicul șef secție. Indiferent de vechime, de că e medic primar, că e medic specialist, salariul de bază după Ordonanța 20 va fi de 5550 RON. Un medic primar cu o vechime de peste 20 de ani, în loc de 4193 cât era până acum, va fi 5105, cu o mărire de aproximativ 1000 de RON. Medicul specialist de la 3234 la 3819, aproximativ 600 de RON. Farmacistul primar de la 3534 la 3682. Majorări salariale vor interveni și pentru asistenții medicali din spitale, diferențele salariale fiind date de nivelul studiilor. Asistentul medical principal cu studii superioare de la 3314 la 3437 de RON, asistentul medical principal de la 2605 la 2710 cu 100 de RON diferență de la vechiul la noua grilă de salarizare. Mai mult putem spune că primește asistentul medical debutant de la 1313 la 1550. Infirmierul are o mărire de 300 de RON. Eu când spun aproximativ, nu am calculat la exact. La infirmierul de la 1407 la 1718 RON, iar îngrijitorul de curățenie, brancardierul, spălătoreasa, de la 1313 la 1693, cu aproximativ 400 de RON. Există poziții în noua grilă de salarizare care teoretic ar trebui să ducă și la diminuarea salariului unor angajați. Ordonanța prevede însă ca salariile în aceste situații să fie menținute la nivelul anterior. Între salariul vechi și cel nou, la asistentul medical cu minim 6 luni vechime, salariul de bază până la 31.07 a fost 1961, acum este 1960. Acolo unde este mai puțin după noua grilă, se păstrează vechiul salar. Aceste salarii spuse sunt doar pentru asistenții de pe secții, deci în afară de ATI și CPU, care au o altă grilă de salarizare, și în afară de anatomia patologică, care dintotdeauna a avut o grilă de salarizare diferită față de ceilalți. Ca exemplu, medicul primar de la 9605 la 9445 de RON, asistentul cu studii, personalul cu studii superioare de la 6210 la 6552, deci astea sunt la anatomie patologică, iar asistentul medical de la 5082 la 5263. Managerul spitalului a anunțat faptul că pentru anumite categorii de personal, începând cu membrii comitetului director și terminând cu funcționarii din serviciul administrativ, ordonanța nu aduce majorări salariale. Comitetul director, la fel, au fost modificate grila de salarizare, dar vis-a-vis de vechea grilă, putem spune că e mai puțin. Deci nu au mărit la membrii comitetului director grila de salarizare, doar pe secții, atât. Considerați probabil ca administrativ. Da, și nici cei din administrativ, cum este personalul, RUNOS, achiziții, aprovizionare, secretara, toți cei din administrativ nu au fost incluși în această ordonanță. Ei au rămas la salariile vechi, din această cauză au fost și nemulțumiri pe tema asta. Rămâne de văzut când se va trece și la plata efectivă a salariilor mărite, pentru că aplicarea ordonanței de majorare a retribuțiilor angajaților din sănătate depinde de fondurile ce vor fi dirijate dinspre Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate către unitățile spitalicești.